foarte minge și... Deac reușește să țină mingea în teren. Și acum Ovidiu Popescu cu o lansare pentru sprintul lui Octavian Popescu. Octavian Popescu este busculat. Este busculat. Să vedem decizia pe care o ia arbitrul, cartonaș. Asta înseamnă lipsa de meciuri. Iată-l pe... pe Ovidiu Popescu, dând această pasă excelentă, dar Lauskis n-are nicio treabă cu mingea. El îl urmărește, îl caută pe Octavian Popescu. Mirschi, ce pasă dă Ovidiu Popescu. Pleacă bine puștiul Octavian Popescu, care, iată, nu scoate doar penaltiuri, mai scoate și jucători adverși din teren. Între adversari, Tănase, continuă Tănase, centrează pe jos Tănase, exact la Bordeanu, acolo este Darius Solaru, care îi fură mingea lui Kipciu și înscrie cu un șut plasa pentru FCSB, Darius Solaru, moment de inspirație supra... Kipciu are o ezitare, profită imediat de a Darius Solaru, o prezență de spirit remarcabilă are acest tânăr jucător, care iată dă al șaselea său gol pentru FCSB în această ediție de campionat. Este al doilea golgeter al felului Ancareu. Apărătorii, o, ce greșeală! Olaru, mingea îl lovește în cap și intră în poartă! Este cel mai ciudat gol văzut în istoria partidelor dintre CFR și FC. Nu te-ai fi așteptat la greșeala lui Camora. Interceptează Olaru. Mingea lovește pe burcă și apoi acolo este Tănase, care are într-adevăr o execuție de excepție. Asta înseamnă să fii agil, membre lungi, Tănase mai rapid decât Vinicius, Burcă este total dezorientat și Vinicius este acolo lipsit de inspirație. Vinicius... Roman se întoarce cu fața spre poartă, încearcă să iasă dintre doi apărători de 11 metri. Eu zic că riscă.
de adversar după terminarea meciului. Arbitrul lasă această fază pentru că este un mare avantaj pentru FCSB. Tănase, șutul în vinclu al lui Moruțan. Este 3-0. Moruțan mai dă un gol frumos și încearcă. Iată pasa excelentă dată de Olaru și momentul de inspirație a lui Hațegan. S-a uitat în spate să vadă ce se întâmplă cu Iulian Cristea. A decis să lase jocul să continue. Avantaj inspirat lăsat de Hațegan, încheiat cu acest gol al lui Moruțan. Moruțan punctează din nou, șut frumos cu stângul. Sandomierski nu poate interveni. Este 3-0. Sigur, Ionson a jucat 7 minute împotriva României.